Claudiu Mandan un inevitabilul, va trebui să le invit me foarte repede pe Liviu Dragnea la comisie SRI. Presubliniere din PSD, Liviu Dragnea, trebuie invitat foarte repede la Comisia Parlamentară de Control asupra activității SRI, pentru a detalia declarațiile despre presupusa implicare a Serviciului Român de Informații în formarea Guvernului USL în 2012, a afirmat vineri, l-ar fi, presubliniere din Telecomisiei, Claudiu Manda. Atât ca presubliniere dinte, dar împreună cu comisia, va trebui să le invităm pe domnul Dragnea la comisie sublinierei să detaliem toate aceste aspecte. Au fost mai multe lucruri pe care le-a spus domnul Dragnea în spațiul public sublinierei acesta este unul dintre ele sublinierei rămâne să ne spun în fața comisiei, inclusiv cu detalii pe care poate nu le-a spus în spațiul public, să ne dăm seama cum au stat lucrurile. Bineînțeles că după acest lucru va trebui să avem sublinierei un punct de vedere al celor din conducerea SRI de la vremea respectivă, dacă s-au implicat sau nu, dacă sunt elementele a subliniere acum sunt prezentate de domnul Dragnea sublinierei bineînțeles ce o să avem o concluzie, a spus Claudiu Manda, potrivit Ager Press. El nu a indicat însă odată pentru audierea lui Dragnea. Nu pot să vă spun un orizont de timp. Ne dorim foarte repede. În acest moment, ne dorim să încheiem cea de-a doua audiere cu domnul Coldea, pentru ce sunt multe lucruri pe care le avem de discutat cu domnia sa. Se petemâna viitoare nu o să fim, o parte dintre noi, în car, pentru ce mergem să discutăm cu comisia omologă din Germania, să vedem sublinierei acolo cum stau lucrurile, pentru ce ne-am propus să discutăm cu câteva comisii din ceri importante, cu servicii importante, iar imediat după ce o să finalizme această audiere avem nevoie de un răspuns din partea domnului Băsescu, dacă vine sau nu la comisie. Sublinierei se discutme care sunt următoarele persoane pe care le invitme sublinierei, bineînțeles. Domnul Dragnea este una dintre acestea, printre primele pe care dorim să le invitme la comisie, a precizat senatorul PSD. Pe de altă parte, Manda nu exclude o reaudiere la Comisia Parlamentară a fostului director al Serviciului Român de Informații, George Maior. Nu excludem. Când am văzut cu domnul Maior, a rămas ce? Dacă mai sunt elemente care poate ne-au secepat din audierile anterioare, le putem proba sau le putem discuta cu domnul Maior, fie printr-un format scris, în care să transmitem întrebările sublinierei să ne răspund, fie să fie invitat din nou la comisie, dacă sunt mai multe lucruri de discutat sau, eu subliniere tiu, mai multe lucruri de dezvoltat, a menționat Claudiu Manda.